Ții în picioare. Hai, uite. Hai la mama. Haide. Bravo! Tu, Ilze, tu ce faci? Ești să-i tași tu? Hai de copii mici! Stai, ușor, stai să dau să zici. Dă la mama să zeta, că nu-i pentru tine. Așa, dă-o în coace. Unde-i pus-o? Dă să-l în casa, e pentru copii mici. Când ai fost un bebe mic. Am avut un spital cu tine. Am dat să te mai joci cu ea, dar tu ce faci? O bagi în gură? Gata, stă în picioare fata. Bravo! Bravo! Cred că mi-ai dat o să meargă, Ilze. Noi ne-am trezit dimineața, adică eu m-am trezit la ora 7 fără, 6:30, 7 fără, nu știu exact. Am făcut un duș, am mâncat niște clătite și între timp s-o trezit și Ilze. Și acum stăm și mă joc un pic cu ea aici la locul de joacă ei, a ei. Deci ora 9 și nu se mai face zi afară, stau de becuri la prins, e super întuneric. Tot am așteptat să lumineze, dar nu se mai luminează. Astăzi o să facem bradul. Yay! Tot am amânat să-l fac, pentru că știu că o să trebuia să-l păzesc, pentru că el se acum încă nu înțelege care-i treaba cu bradul și sunt sigur că o să vrea globurile, o să vrea, o să-i se pară foarte interesant că e ceva nou în casă. Dar am hotărât că astăzi îl facem. Așa că după ce vine Robert la muncă, ne apucăm să facem bradul. Tocmai mi se terminase ieri colagenul și numai bine mi-a ajuns tot ieri. Tot colagenul ăsta l-am comandat pentru că e super bun la gust. M-am obișnuit atât de mult cu aroma asta de în cafea încât nu știu, parcă nu mai pot să beau fără. Și cred că e bun și în sensul că, de exemplu, dacă nu îți place amarul, gustul de cafea, mie îmi place și cafea amară, dar dacă nu îți place cafea amară, ca să nu pui zahăr, poți să-ți cumperi colagen și e și bun pentru păr, piele și unghii și, și dă și un gust foarte bun cafelei. Bun. Gata. Neam. Închizi tu mașina, da? Hai, cum închide fata așa? Bravo! Hai, și apăsăm pe buton. Ia! Bravo! Ce fată mare are mama! Bravo! High five! Bate palma cu mama! High five! Bravo! Partea asta, stai. Ia de aici, mami, și punem aici, da? Opa!
Ia, pune acolo. Hai, pune. Pune aici. Așa. Ia. Hai, pune, mami, și așa. Închide. Hai, închide-te, da? Hai. Hai, minge, papa! Bravo! Hai, să apăsăm pe buton, hai. Aici. Bravo! Bravo! Ia, și acum? Deci tot timpul dacă în casă e liniște, ceva... Ceva nu-i bine. Și data eu eram la baie, mă spălam pe mâini și observ că e liniște în casă și fug repede să o căsesc pe Ilse. Era cu mâinile în WC, încerca să scoată rezerva de la WC. Tot timpul, dacă e liniște, ceva se întâmplă. Cine s-a trezit aici? Ilse a dormit un pic. Eu am citit. Eu m-am ridicat de lângă ea și în secunda 2 s-a trezit. Deci eu când ea doarme, trebuie să stau lângă ea. Pentru că altfel se trezește și așa că de cele mai multe ori citesc pe telefon. Pentru că e singura șansă. Deci dacă m-am pus lângă ea, trebuie să stau lângă ea până se trezește. Doar dacă doarme super, super adânc, pot să plec. Dar nu prea se întâmplă. De cel mai multe ori trebuie să fiu lângă ea. Da, asta e situația noastră. Nezuc, nezuc, nezuc. Bit, bit. Bit. Bit, bit. Bit. Bit, 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 bit. Hai, fă-i masaj. Ce-i găsit fata acolo? Popit? Ia, cum apești tu pe Popit? Are scamă pe mână și nu-i place. Gata, am luat-o. Hai, uite. Cum apești? Mami, bravo! Poc! 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 Poc!
Noi ne-am echipajat, am ieșit la o plimbare. M-am uitat pe vreme să nu... Bate vântul și îmi dă trepiedul jos. Stai să spun, mami, știi unul să fie rece, da? Ia. Așa. Și asta la altă? Așa. Și acum să-și pună și ea? Gata! Da, ziceam când ne-am echipat și am ieșit la o plimbare, m-am uitat pe... pe vreme și zicea că nu plouă. Dar deja noi când am ieșit a început să picure. Așa că nu ne mai putem plimba. Mergem doar până aici în capătul străzii să fac mini pipi și caca. Să-și fac mini nevoile, adică, și ne întoarcem acasă, n-avem ceva ce. Deși bondocul ăsta mic e super... Tu, mami, dar nu mai vezi nimic, a? Îi echipa bine. Totuși, n-aș merge chiar pe ploaie. Dar, vedem. Cam asta e zona noastră, unde ne plimbăm. La țară, drum de țară, fără oameni, doar noi. Între timp, a început să plouă și mai tare. Eu am văzut că s-a oprit și am zis, hai că totuși merg să mă plim un pic. Și între timp a început ploaia și mai tare, dar nu-i problemă că el s-a luat pețică impermeabilă, i-am ridicat așa asta. Doar picură nu plouă, dar na, nu-i plăcut de plimbat. Dar am zis că măcar să se aerisească în casă și măcar un sfert de oră să ne plimbăm. El se cândă, cred că-i somn. Ce faci, năsuc? Nu te poți mișca, a? Hai, mergem acasă, că ne plouă. Ce-i acolo? Ce-i asta? Ți-a dus bradul? Faci un bradaj? Wow! Ilse deja a început. Fix și nu a fost frică. O să trebuia să păzim ștrumful. Adică să păzim bradul de sus. Nu-ți faci fi. Am adus bradul și ne apucăm de treabă. Și uitați aici. Ia uite, Ilse ce-a făcut ea. Unde și-a pus ea jucăria. Da. Aoleu, vezi că aici e ceva scripitor. Thank you.
Îl pun eu în priză? Noi poznași și Nuri care caută globurile să le sparge. Așa, și al doilea poznaș și Ilse care gata, primul a plecat. Ilse, dar ce faci, mama? Hai, m-ați găsit. Am două la prostii. Și fericită uitat, dragă. O dormit, el se lusă. A venit să iară din nou brăduțul. Deci luminează toată camera, nu mai trebuie să... Singura chestie, mai trebuie să cumpăr acolo de desubt ceva de pus. Am avut ceva în trecut, doar că trebuia pus la început și Robert a uitat. Dar oricum nu era ce trebuie și o să cumpăr altceva. Ilse, care urmărește pe mine. Ilse, lasă să bea apă, te rog. Aici am prins niște lumânărele. Și cam asta e situația actuală. Robert a strâns globurile de pe jos și le-a pus mai sus și pe jos a lăsat așa mai gol ca să nu le mai tragă el, că le-a rupt pe toate, le-a dat pe jos.
El ție îți place bradul? Îți place primul tău brad? De Crăciun? Deci globurile astea care au fost preferatele mele pe toate mi le-au rupt. Că erau foarte, foarte slabe aici și... Uite că am găsit ăsta să-l mut mai sus. De acum trebuie să stau să păzesc bradul. Am pus așa prin toată camera. Cam așa arată. O luminează camera foarte drăguț. Îmi place mult când se vede. Ce părere ai, Ilse? Îți place?